Salutare, băbăiți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom face ceva cu totul special, credeți-mă pe cuvânt. Astăzi vom încerca să jucăm și noi Fake Fortnite. Mai bine spus și Fortnite 2.0, însă este Fortnite Fake sau Fake Fortnite. Nu știu câți dintre voi ați auzit despre asta, însă veți vedea în acest videoclip pentru că Antidot trebuie să încerce toate aceste chestii, mă băieți. Adică până și eu sunt curios și arată foarte bine. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uita și tu să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe și ca să mai facem clipuri de genul. Anete un RP și apăcel ca să nu fi băcăn cel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal minunat, nu uita să te abonezi. Ce mai aștept? Și activează clopoțelul acela intens, pentru că altfel notificările la tine sunt jale. Iar acum, hai să trecem la videoclipul nostru intens cu Fortnite Fake sau Fake Fortnite. Oh, dar bună bă băiți, unde credeți că ne aflăm? Mai bine ne aflăm pe Fake Fortnite. Însă se aude muzica asta îngrozitor de tare. Ca totul să pare din ce în ce mai ok, totul este pus pe spaniolă, pentru că da, tipul care a făcut jocul este cam spaniol. Ce înseamnă toate chestiile astea? Major calitate, dar asta cred că calitatea medio, media. Aoleu, s-a blocat, cred că am dat. A, nu! Stai mă, am dat medio. Nu se întâmplă nimic. Major branding, asta nu știu. Și budget nu știu ce înseamnă. Bă, eu zic că trebuie să dăm pe ăsta. Și după aia zice că limita de FPS-uri 60, frate, pentru că nu vrem altcumva. Setările, gesturi. Ce să stăm aici, gesto. Bă, am făcut eu ceva spaniolă, dar m-am cam dus pe acasă când am avut spaniolă. Ia, pe aici ce mai e, credite, e așa. Mod de joc, da. Renunță. Deci, stăm bine și pe spaniolă. Am înțeles noi câte ceva. Aici cred că dau logout, cum ies de aici. Cum ies de aici, expulsar. Nu vreau să expulsar. Cred că expulsarea înseamnă că mă aruncă în aer acum. Ne băgăm și niște V-Bucks, glumesc băieții, nu putem să ne băgăm. Acum sunt sigur că se aude melodia asta de moare aici. Gata, am dat-o mai încet ca să ne înțelegem și noi, mă băieți. Că dacă nu face... Dar nu știu cum închid melodia asta. Deci, da, băiatul care a făcut jocul, cu tot respectul. Acum, partea cea mai importantă din acest videoclip este locker-ul, bă băieți. Pentru că avem... Ia uite, bă, ce se întâmplă aici dacă apeși pe asta, ia uite. Aoleu. Asta este backbling, pickaxe și avem skin. Ia ce skin-uri avem. Avem Travis Scott. Cu Travis Scott o să jucăm. Astea sunt blocate aici. Ce e asta? Nu merge. Asta nu merge. Vizitor. Nu mai știu cum o cheamă. Ceva Candy. Nu. Nu mai știu cum o cheamă. Drift. Midas. Îl avem și pe Travis. O avem și pe tipa asta. Și în rest cred că urmează să le bage pe celelalte. Dar o să jucăm cu nu știu ce înseamnă gardarii să-i la ăsta dăm. Deci asta vom face astăzi. Ne vom juca cu Travis Scott, mă băieții. Nici măcar n-a mai apărut din nou pe item shop. Dar știți că eu l-am oricum. Deci nu prea contează. Ia. Cum arată Battle Pass-ul? Cred că vă... ok. Aici sunt niște skin-uri care ba sunt de pe item shop, ba sunt de pe... Da, interesant. Asta e din sezonul 1 Battle Pass-ul. Ok. Și le deblochezi automat dacă joci. Deci astea sunt skin-urile. Ho! What? Ăsta este la nivel 4-3-8. Da. Battle Pass-ul merge până în 38. Cine ar fi crezut? Codigo. Bă, dacă mă întreb pe mine, codigul înseamnă cod. Dacă vreți, anătă un RP și apăcel, tot respect-o, dar nici nu puteți să-l pune, adică nu se vede ce cod băgați aici, deci da. Legal vorbind, au voie să fac așa ceva, dar, na, ca un mic disclaimer, bă băieți, totul este pentru educație, este educațional și totul este în teste, totul este ca să prezinte ceva pe acest canal minunat, totul este pentru entertainment, adică da, nu-mi faceți nimic, bă băieți. Chestia interesantă de la jocul acesta este că este copiat 1-1. Și ce este interesant la asta? Ei bine, interesant este faptul că este făcut de un fan, adică de un tip, un tip spaniol, dacă ne luăm după limba asta. Și să sperăm că n-ar fi ruși, pentru că altfel chiar că ni se duce Travis Scott-ul real de pe contul real de Fortnite, deci las-o așa. Ca să nu mai tragem de timp, chiar dacă băieții ăștia nu m-au întrebat care este numele meu, na, hai să băgăm un meci, dăm... A, uite, avem aici solo sau modo libre. Modo libre, cred că e modul liber acum, na, la engleza mea, la spaniola mea, hai să dă... What the f... Ok... What? Bă, de pe ce construiesc, mă? De pe fân. Wow, wow, m-am blocat, m-am blocat. Nu, no, m-am blocat, bă, m-am blocat, mă. Aulea, mea dansează. Nu pot să mă mișc. Bă, 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 stai. Nu, nu, nu fă. Mama, că nu pot să mă mișc de pe niciun buton de pe ăsta. Bă, 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 nu merge. Da, e bine. Ia stai, mă, că am rezolvat acum ceva. Ăsta trage după mine. L-am omorât, mă. Mam, nu știu cu ce l-am omorât. Ia uite ce are al meu aici. Bă, dă-mi eu ceva damage acum. Sunt în zonă. Ia uite pe aia, mă. Nici nu trag după mine. Bun, stai așa. Luăm ăsta. L-am luat. Și acum vreau pump. Dar cum poți dau pe pump? Ia uite cu ce m-a dat, bă. M-a dat cu charge. De eu apăs pe ceva și îmi dă altceva. Alol. Acum mi-am dat seama.
Și pe ce apăs pe pic exact acum? What? Oh my god. Am dat greșit. Nu! Ce am în mână? Ăsta-l vreau. Unul mort? Nu, mori. Hai bă, driftule, du-te de aici. Nu! Nu da cu ăla! Nu! Stai că nu pot să mă mici! Dă-te mă! Dă-te mă! Bă! Nu! Ăsta dă cu grenade! Dă-i mă! Mamă! Ia uite-l mă! Ăla-i Travis Scott! Ce? De ce? N-am glanțe! A, gata! So, bro? Nu! Gata mă, mi-am făcut setările, avem și mare pickex în sfârșit, bă, că jocul ăsta este incredibil. Deci avem așa, AUG, sau nu știu cum se numește, avem M4 și revolver. Match-ul ăsta este al... Ce? A, e... Bă, nu-i bine. 3, 4... Păi, what? Deci ăsta este M4, ăsta e ăsta, da? Și cum scot revolverul ăla? A, ok, nu merge. Ok, hai să găsim... Vine zona. Vine zona. Putem să luăm materiale? Nu cred. Adică, eu cum văd câte materiale am? Bă, uite cum aleargă, bă! What? Bă, nu! Aici m-am blocat. What? Ați zis cum face din pickex? Bă, are chestii care nu există. Aoleu. Aoleu. Uite, player. Ăștia sunt împreună? Stai, mă, ia vină încoa. Ia vină, mă. Mori, mă. 35, low, cracked. Are... Aoleu. Are shotgun, îl vreau eu. Nu, dar vine zona, mă. Uite, mă. Unul acolo. Nu, nu mai am glanțe. Nu! Tu cum dai așa, mă? Aoleu. Nu, ia pleacă. Așa. Dar de ce se pune moturile astea? Mă! Nu. No. Gata, stăm aici. Acum nu mai vine nimeni după mine. Uite, bă, câte au ăștia acolo jos. Ia, hai să vedem. Ăsta nu am glanțe pe el. Ăsta... Ce face ăsta? Nu, nu vreau așa ceva. Armă. Bun. Aici pot spune perete? Nu! Același buton e pentru ăsta. Ok, gata. Unul mort. Încă unul mort aici. Vreau ăla, cum îl iau? Am câștigat! Este mă să încercăm noi ceva, deci eu nu înțeleg, mai vreau cu alt skin de aici, ne-am jucat cu Travis Scott, acum ne jucăm cu The Visitor, mă, hai, au venit și The Seven pe jocul ăsta până la urmă, cred că vin și să bage Nexus în el, să-l distrugă, că de capul meu cum e jocul ăsta, aoleu, unu, bă, ia stai mă, m-a dat pe, ia, ăla trăgea, sau era unul ca și ăla, are și glider din ăla, ia, nu, dăm din ăsta, unde m-ai dat mă, o. Bă, nu, vrea mă lovește ăla, mă. Nu, nu se pun, bă. Nu, ia, cum pun ăsta? A, așa, și ăsta aici. Ok, de ce nu pot să apăs acum pe armă? Ok. S-a spart deja. Da, apare nu mai merge nimic, deci, ia. Mi-a dat, mă. Dar acum nu mai pot să apăs pe nimic, mă înțelegi? Bă, ăsta are țintă, mă. Are inventar? Are inventar. Și pot să mut așa? Păi da, mă, dar nu pot să apăs pe niciuna. Și acum, what? Eu nu mai pot să apăs pe nimic acum. Bă, nu vă jucați fake Fortnite care are și fake controls. Na, stați așa. Facem challenge. Încercăm. Aoleu, o să mor. Gata. M-am salvat. M-am dus greșit. Nu, du-te în partea cealaltă. Așa. Mamă, pe asta nu merge pe Fortnite. Deci asta chiar, ok. Punem pereți rapid, așa, 1, 2, hai că tactica asta merge numai, aoleu, nu mai merge să construiesc, ia, și aici, atât, nu am pickaxe-ul merge, bun, câștigăm cu pickaxe-ul, facem din ăla, no shoot challenge, zero kill challenge facem acum, deci 2, 3, 4, 5, nu merge, mamă, și fix 1, uite-l acolo, bă, dacă n-apăs pe ăsta, de ce îmi dai ăsta, dai că nu mai iei tu, dai așa, eu sunt cel mai tryhard jucător din meciul ăsta momentan, aoleu, nu, mai ai puțin neglanțe? 3. Atât! Ia vină mă încoa. Nu mă nimerești mă tu mă că tu ești bocancel mă, bocancel! N-ai ane tu unul pe șapă! Aole! Ia stai acolo! Mă la zon. Jocul ăsta e nebunie curată. Da, cum să nu le încercați. Dar bă băiți, cam asta a fost și cu videoclipul acesta intens. Bă, ne-a primit partea pozitivă. Am făcut mare win acolo cu Travis Scott chiar. Adică m-am gândit la voi că veți cu Travis Scott chiar dacă am jucat cu The Seven și nu-i scoate nici măcar arma. Deci cred că toate lucrurile alea merg numai acum. Acum, na. Ce vă așteptați? Este fake Fortnite până la urmă. Sau Fortnite 2.0, doar că varianta aia de buget. În orice caz, nu uita, dacă ți-a plăcut acest videoclip, să spargi și tu butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe și ca să mai facem clipuri de genul evident.
Ană tonără pe șopocel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal minunat, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel pentru că altfel nu primești notificări și da. Iar până data viitoare, eu am fost Antidot, baftă bărbaților.